Un alt subiect sensibil este subiectul federalizării Republicii Moldova. Vreau să vă asigur că acest subiect nu este pe agenda politică a Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău are tot interesul să faciliteze, să ușureze viața concetățenilor noștri care, în virtutea unui război civil din 92, trăiesc în regiunea Transnistreană. Și de aceea noi vom încerca să simplificăm viața acestor cetățeni prin cooperare, prin deschidere, pentru documente, pentru recunoașterea diplomelor, prin efectuarea unor mici pași de deschidere. Însă, nu se pune problema federalizării. Pe lângă faptul că nu există nici măcar o majoritate parlamentară potențială față de acest scenariu, cea mai importantă constrângere care nu va permite vreunui scenariu de federalizare să se realizeze la Chișinău este opinia publică. Peste 80% din cetățenii Republicii Moldova sunt categoric împotriva federalizării și în acest sens nu cred că este un subiect care ar trebui să ne preocupe, dar evident este foarte important să fim foarte vigilenți în modul cum evoluează discuțiile noastre atât cu partenerii externi cât și cu reprezentanții regiunii Transnistrene.